Basm georgian, pământul își ia ce-i al lui. A fost odată ca niciodată o țară minunată, unde oamenii se nășteau, trăiau cât trăiau și apoi mureau. Tot acolo se născuse un băiețel, căruia nu-i plăcea să vadă murind oameni și păsări, animale și flori. Când s-a făcut mare, mistuit de această durere, s-a hotărât să plece în căutarea nemuririi. A mers el ce-a mers și s-a întâlnit cu un cerb, care stătea și se uita prelung spre cer. Ei, tinere, i-a zis cerbul, știu ce vânt te aduce încoace, rămâi cu mine. Până când coarnele mele vor ajunge la cer, ai să poți să stai liniștit aici cu mine. Tânărul nostru s-a gândit multă vreme la cele spuse de cerb, rămânând, putea să trăiască foarte mulți ani, dar asta nu însemna nemurirea. După ce-i mulțumi cerbului, tânărul își văzu mai departe de drum și ajunse el pe marginea unei prăpăstii. Tot acolo se afla o păsărică. Mult s-a bucurat păsărica când l-a văzut și i-a ciripit, rămâi cu mine, ani mulți o să trăiești căci departe e sorocul meu, până se va umple prăpastia asta cu găinați, mai va. Cu zâmbetul pe buze, tânărul și-a văzut mai departe de drum, nu înainte de a-i mulțumi și prietenoasei păsărici. A mers ce-a mers, de nu mai știa nici el cât a mers, până a ajuns la un castel, făcut din cristal, de o frumusețe rară și repede l-a înconjurat, până i-a dat de intrare. Înăuntru trăia o tânără, cum nu mai văzuse el până atunci. Fără margine a fost uimirea când fata, cu o voce dulce, i-a spus, rămâi cu mine și o să devii nemuritor, știu că asta ți este dorința. Nuntă mare au făcut și fericiți au trăit multă vreme, de a uita și de numărătoarea anilor. De la o vreme, în sufletul tânărului s-a cuibărit o umbră neagră care i-a alungat somnul. Așa că, într-o zi, a mărturisit soției, te iubesc mult, dar tare mare de dorul de țara mea, de părinții mei și dacă nu mi-astâmpăr focul revederii, simt că am să mor. În zadar a încercat soția să explice că multe secole se scurseseră, că nu va mai întâlni pe nimeni dintre cei cunoscuți, că părinții lui muriseră de un amar de vreme, dar el nu mai avea urechi să o asculte. Dorul de a se întoarce acasă era cu mult mai puternic decât rugămințile prea frumoasei lui soții. Văzând ea că nu-i chip să-l înduplece, i-a dat înainte de plecare 3 mere și i-a spus să le mănânci atunci când ai să simți foamea. Cu lacrimi și mare durere s-au despărțit cei doi soți. Și el a luat îndărât pe drumul pe care pornise în căutarea nemuririi. Mergând și iar mergând, a trecut pe lângă prăpastia plină de găinați. Pasărea de mult murise. A trecut pe unde se întâlnise cu cerbul. Acesta nu mai era nici el. Îi rămăseseră coarnele uriașe înfipte în borta cerului. În sfârșit a ajuns și în țara lui. Totul era schimbat. Nimic nu mai era ca atunci când plecase. Nici măcar limba nu o mai înțelegea. Cum foamea a început să-l împungă, și-a adus aminte de mere. Mâncă unul. Părul i se albi, iar trupul i se aduse de spate. A mâncat și cel de-al doilea măr și simți cum picioarele nu-l mai ascultă. Parcă și-a pierdut și graiul. Sub povara bătrâneții se așeză jos. A vrut să ia și cel de-al treilea măr, dar putere nu mai avea să-l scoată din buzunar. În apropiere se jucau câțiva copii. Încet le făcu semn cu degetul și aceștia îi scoaseră din buzunar mărul și abia putu să-l mănânce. Odată cu mărul, se sfârși și bătrânul pe același pământ primitor în care se născuse.